Câteva posturi cheie sunt descoperite în momentul de față la CSM Poliași. Trupa din Copou caută un fundaș central, trei mijlocași, un atacant și un portar. Ieșenii sunt pe punctul de a semna cu un fundaș central francez cu peste 170 de meciuri în prima ligă din Hexagon. De asemenea, un atacant de 21 de ani cu dublă cetățenie, elvețiano-spaniolă, se află în teste. Cum coșele veste pe picior de plecare, ieșenii speră să-l aducă pe Cobrea, portar ce s-a despărțit de FC Botoșani. Platini, Pedro și Chizo au fost puși pe lista de transferuri, dar la fel de bine cei trei ar putea continua și în sezonul următor.